Se apropie un bătăuș. 47,9 grade sud-vest, viteză estimativă. Angelo, mă bucur să te văd, amice. Ne vedem mai târziu. Moneti, terminat. Chiar și atunci când e prietenos, e dureros. Îmi spui și mie ce a fost asta? Nu cred că vrei să știi. Da? Sigur, pot să am grijă de el. Care e adresa? Unde e copilul? Sunt de Dhaka. Hey. Tu m-ai sunat? Dar tu ești țărănoiul care îmi torturează mereu fratele. Un bacșiș super dacă mă învelești. Elena, terminat. Așadar, Maneti se dă la sora mea și mă lingușește într-una. Vrei să spui că nu te mai ia în râs? Nu pot scăpa de el. Dar măcar nu se mai ia de tine. Hei, Angelo, hai să ieșim undeva. Mama ta îmi dă voie. Mă înțelegeți acum? Trebuie să găsesc o cale de a-l face să renunțe la obsesia lui. Maneti e îndrăgostit. Ce ai în frigider? Ai vreun joc video? Când se întoarce sora ta? Zombii jos! Sunt tare, nu? Oh, încă nu e rândul meu. Aproape. Oh, opa! Ia te uită, am resetat jocul din greșeală. Bună, Elena. Nu sunt interesată, broscoi detestabil. Ce rea e? Îmi place. Păpași. Te ador. Bună, Walter, vă distrați? Da, fiul dumneavoastră e o companie minunată. Mă bucur să văd că vă înțelegeți, băieți. Ai accepta pe cei diferiți de noi e un lucru important. Pot să vă spun că părul vă stă minunat astăzi? Ce dulce ești! Vrei să rămâi la cină? Prepar lasagna mea celebră. Nu! Da, mulțumesc. Credeam că Maneti nu va mai pleca. Asta a sosit pentru tine, legată de o piatră. Din fericire, fereastra era deschisă. Dragă Elena, l-am obligat pe un puștisteț să mă ajute să scriu asta. Ăsta sigur e Sherwood. Cândva am fost bătăuș, nu-mi găseam inima. Mă distram doar dacă vânturi știam să dau. Acum m-am schimbat, ca să-ți câștig dragostea. Când tu vei fi prin preajmă, gazele își vor schimba opțiunea. Nu-mi vine să cred că spun asta, dar ajută-mă! Mă rogi pe mine să te ajut pe tine? Știu, e aiurea, dar sunt disperată. Trebuie să colaborăm. Nu-ți face griji, surioară, mă ocup de caz. Începe mâine dimineață. Iată planul. Maneti trebuie să te vadă arătând oribil. Să mă faci pe mine neatractivă din punct de vedere fizic? E imposibil. Îți vom face o schimbare radicală. Dintr-o divă delicioasă, într-o schivă bengoasă. Îmi place. Cât o privește pe sora ta, în ce zodie e? Care e culoarea ei preferată? Dar șamponul cu cocos, nu? Hei, Elena, stai puțin. Oh, wow. Nu, uită-te în altă parte. Știu ce crezi, că m-am neglijat serios. Nu-ți face griji, te iubesc cu tot cu negii tăi. Care negi? Adică, da, cu chestiile astea dezgustătoare sunt de-a dreptul respingătoare. Hei, nici eu nu sunt prea frumos, nu? Te înțeleg dacă nu mai vrei să mă vezi niciodată. Hai să ne căsătorim. Tot mă place. Știam că se va întâmpla așa. Am o idee mai bună. Faptele sunt mai grăitoare decât vorbele. Comportamentul revoltător e cheia. Bine, să luăm cubul cel mare. Uite, hei, aici. Elena, e gata. Hei, ar trebui să o anunț pe sora ta că și-a lăsat camera pornită. Camera Elenei e pornită? Este dezgustător. N-am mai văzut pe nimeni până acum să-și bată coșurile cu cotul. Se scobește nas cu ambele mâini deodată. E bolnavă. E perfectă. Cum? Știam că o să se întâmple asta. Suntem sortiți unul celuilalt. Aceleași obiceiuri dezgustătoare. Hey, și eu îmi mănânc unghiile de la picioare. Am un plan trăznet. Și de ce să cred că planul ăsta va funcționa, geniule? Pentru că oricum n-ai de ales. Ai dreptate, aș face orice. Are două părți. Pasul 1, trebuie să te comporți de parcă l-ai plăcea pe Maneti. E singura soluție. Bine, dar jură-mi că ne vei întrerupe dacă va vrea să mă sărute.
patrula de protecție anti-afecțiune la dispoziția ta. N-am vrut să-mi recunosc sentimentele pentru că erau prea puternice. Știam eu să pecetluim înțelegerea. Poftim! Poftă bună! Apropo, fac eu cinste. Și încă aștept țărutul de mulțumire. Nici vorbă! Terminat? Grozav! Drumul e liber, se apropie trenul de sărutări. Am închis, toată lumea afară. Alo? Alo? A fost cât pe ce, era gata să-mi încuie buzele. Acum că ești partenera lui Manetti, e timpul pentru partea a doua. Să-l transformăm în bărbatul perfect. Dacă vrei să ieși cu cineva care se îmbracă modern, trebuie să arunci bluzele astea ieftine. Chiar și pe asta cu pete uriașe de vopsea? Astea sunt maniere frumoase. Nu, scumpa mea. Chiar trebuie să îți pup pisica. Ai spus că ai face orice pentru mine. Nu pot, nu mai pot rezista. Nici o femeie nu mă poate îmblânzi pe mine. Sunt un animal sălbatic care îmi trăiește sălbatic. Elena, îmi pare rău, dar eu trebuie să fiu liber. Vrei să te desparți de mine? Vezi tu, dacă nu te poți iubi singur așa cum ești foarte sălbatic, atunci nu vei putea să ieși cu o puicuță care nu-ți înțelege sălbăticia. Dar o să ne scobim mereu nas cu ambele mâini. Oh, și îți iau niște biscuiți. Manetti s-a dus pe vecie! Ce ușurare! Ar trebui să colaborăm mai des, hă? Nu, dar mersi că m-ai scăpat de el. Fac cinste cu înghețată. Vin acum! Mă accepti înapoi. Domnule Manetti, putem schimba două vorbe? Da, domnule. Domnule Manetti, încă o dată ai picat testul la matematică. Poftim. Dar eu nu renunț niciodată la un elev. Mâine am să-ți mai dau o șansă. Vei mai da o dată testul. Dacă o să-l iei, te voi lăsa în pace. Dar dacă o să iei iar 4, îți voi da un tutore care să te ajute. Și ghici cine va fi muncitorul acela minune. Cel mai isteț copil din clasă. Dumneavoastră? Eu? Sherwood! Cum? Încă o dată creierul mare al lui Sherwood l-a băgat într-un mare bucluc. Manetti nu poate pica testul. Angelo, Manetti nu poate pica testul. Trebuie să mă ajut să-l facem să treacă testul ăla de mâine. Nici o problemă, o să-l ajutăm să învețe. Va fi distractiv. Ascultă, dacă vrei să te ajutăm, trebuie să nu mai dai în Sherwood. Mama spune că e un tic emoțional, un semn de afecțiune chiar. Mai bine să revenim la test. 2 plus 2 fac... ananas. Ești atent la ce facem. Uneori cred că nici măcar nu vrei să înveți. Nu vreau. Atunci ce cauți aici? Nu știu. Au! Avem nevoie de un plan B. Ce-ar fi să ne îmbrăcăm ca Manetti și să dăm testul în locul lui? Bine, am o idee. Ce-ar fi dacă am instala o cameră deasupra urechii? Cu ajutorul ei vom vedea testul de pe foaie și vom șopti răspunsurile în cască. N-avem timp să luăm o cameră, să o instalăm sau să-i aducem o cască. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Punem mâna pe test și îl punem pe Manetti să memoreze răspunsurile. Asta e soluția. Marile spirite se întâlnesc. Salut, ratată! Tu ce cauți aici? M-am întors să fur câteva prânzuri. Voi ce căutați aici? Noi încercăm să găsim testul pe care îl vei da mâine, ca să poți memora răspunsurile în seara asta. Doamne, ce nervos sunteți! Îmi va da exact același test mâine. Îl am chiar aici. Vedeți? Manetti, adică eu, 4. Același test? Perfect! Exerciții cu răspunsuri multiple. Vom încercui răspunsurile, iar tu n-o să trebuiască decât să memorezi literele. Nici măcar nu va trebui să te uiți la întrebări. De fapt, nu te uita deloc la ele, ori să te zăpăcească de cap. Bine, astea sunt răspunsurile. C, A, B, A, B, A. Ca baba. E distractiv, e un cuvânt.
Da, literele formează un cuvânt, iar tu nu ai altceva de făcut decât să-l memorezi. Ar trebui să și-l scrie pe mână. Bună ziua, domnilor! Ești gata de noul test, domnule Manetti? Vin și eu imediat. Sherwood, ți-am făcut un serviciu. Serios? Desigur, am decis să-i dau lui Manetti un test nou-nouț atât de ușor încât Manetti îl va trece în mod garantat. Un test nou-nouț? Nu-ți fă griji, n-o să-l instruiești pe Manetti. E imposibil să îl pice pe ăsta. Un test diferit, cu răspunsuri diferite. Sherwood, noi care avem o inteligență superioară trebuie să avem grijă unul de celălalt. Sherwood? Unde s-a dus? Asta funcționează întotdeauna. Are diaree explozivă. Ce era să spună? Manetti nu poate da un test nou, oricât de ușor ar fi acesta. Știe răspunsurile doar de la vechiul test. I-am spus să nu se uite deloc la întrebări. Să-i spunem lui Manetti că e un test nou. Are logică. M-a luat puțin valul. Băieți, testul a început. Calmează-te, Sher. Uite ce o să facem. Vom inventa o apărătoare care să mă protejeze de pumnii lui. Aseară au golit dulapurile din sala de sport ca să le vopsească. Ghici unde au pus trambulina. Când ajungi la fereastra lui Fitz, spune lui Manetti că e un alt test. Testul e greșit. Manetti, testul e greșit. Manetti, nu e testul corect. Wow, știu asta, amice. Nu e testul corect. Domnule Manetti, e cumva ceva afară mai interesant decât testul? Da, domnule, adică nu, nimic. Crezi că a primit mesajul? Presupun că e un nu. Azi e ziua în care încep să-i dau ore lui Walter Manetti. Ți-am făcut o apărătoare pentru braț. Mersi. Ia ghiciți, rataților, am trecut. Știam eu. Stai, poftim? Dar ai avut răspunsurile greșite. Nu m-am uitat deloc la ele, aș fi trișat. Am râs cu atâta poftă încât mâinile mi-au transpirat, iar răspunsurile s-au șters. Dar cum ai reușit să treci? Eu știu de ce. Sigur e o poveste frumoasă. Nedorind să copieze, Walter Manetti nu a avut de ales și a dat testul de unul singur. A săpat adânc, a crezut în el și a descoperit că e mai isteț decât credea. Wow! De fapt, am copiat de la Butterfingers. Iar Fit n-a văzut nimic. E orb ca o bufniță bătrână, așa e. Manetti, terminat. Ai dreptate, stau rău cu vederea, dar excelent cu auzul. Au! Ia-ți adio de la ore particulare, Manetti. Te așteaptă detenția pentru copiat. Bine că ai avut apărătoarea. E pe celălalt braț. Un înțelept spunea cândva: prietenia e mai prețioasă decât aurul, fiindcă vei avea nevoie de o groază de ajutor cu atâta aur greu. Ia comoara, ia comoara! Merg după ea, acoperă-mă, Angelo! Fii calmă, Lola, sunt aici! Calmă! La nivelul 17! Niciodată n-am ajuns atât de departe, atât de aproape de cufărul de platină! Uite-l, din față! Vai de mine! Ce-ai făcut? Stați, haideți să ne calmăm! A fost un accident! Ei bine, cel puțin eu nu am ratat. Poftim? Poate dacă ne-am cerut scuze. Bine, nu-mi place. Bine, nici mie nu-mi place de tine. Ajutor, prietenii mei se îndrăgostesc. De ce nu m-ai lăsat în pace? Am dat de belea. Știți, dacă un băiat și o fată se ceartă într-una, înseamnă că urmează să se îndrăgostească. Da, așa se întâmplă în serialele Elenei. Te urăsc. Te urăsc. Dar te iubesc. Te iubesc. Oh,
Sărută-mă pasional. Iar televizoarele nu mint niciodată. Nu mai da vina pe mine. Așa faci mereu când apare o problemă. Dacă Lola și Sherwood se vor îndrăgosti, pe mine mă vor ignora. Iar atunci eu cu cine mă joc? Trebuie să-i fac să fie din nou prieteni, repede, dar înainte să se îndrăgostească. Planul A. Îi aduc pe Lola și Sherwood la oaltă, ca și cum n-ar fi nimic. Seara filmelor! Nu știu de ce ai invitat-o și pe ea. Haideți, prieteni, încetați! Trebuie să ne distrăm. Trei prieteni ce se distrează împreună. Hei, nu vreți popcorn? Îl aduc eu! Să vedem cum se descurcă fără mine. O, da? Dublu! Foarte amuzant, Conte Sherwood. Din cauza ta e aiurea. Eu am plecat. Canapeaua asta e plină de saliva lui Sherwood. Și eu am plecat. Bine, de fapt nu chiar asta voiam. Cearta lor sporește tensiunea romantică. Planul B. Creează o situație de criză să fie nevoit să coopereze renodând prietenia. Ești gata, Butterfingers? Îl vei recupera, crede-mă. Ajutor! 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 Oh. 3, 2, 1, acum! Stați! Butterfingers are nevoie de ajutor. Prieteni, vreți să ne ajutați? Oh, puțin spre stânga. Încă puțin. Oh, nu mai mișcați. Haide, micuțule, la stânga. La 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 la, nu te aud. Oh, ce încăpățânat ești. Hei, încetează. Prieteni, ajutor. Prieteni. Prieteni, prieteni. Cu plăcere. Se pare că Sherwood și Lola nu pot redeveni prieteni ca înainte. Ultima soluție pusă în aplicare este psihologia super triplă inversă, sau cum o numesc eu, operațiunea dragoste. Ha? E rândul meu cu Angelo. Am primit un mesaj în care spune că vrea să ne întâlnim. Și basta. Eu nu voi pleca de aici. Ei bine, nici eu nu plec, nicăieri. Bine ați venit la cafeneaua Mon Amour. Ha? Angelo, ce ai de gând să faci? Încerc să vă îndeplinesc dorințele. Dacă vreți romantism, veți primi romantism, da? Mulțumesc, garson! Vă recomand acest excelent vintage. Preferatul doamnelor, cola roșie. Angelo, încetează! Mă enervezi! Da, și pe mine! A, da, desigur! Angelo s-a țignit complet. Eu m-am cărat. Nu mă lăsa aici! Mai doriți ceva? Ceva romantic, poate? Bun! Cred că am scăpat de ei. Prăjiturică? Desigur, acum înțeleg. Ha? Voi, porumbeii, vreți să rămâneți singuri. Hai deodată. Nu se poate. Hai la stânga. Ei, mă bucur că s-a rezolvat problema. Lola și Sherwood sunt din nou prieteni. Asta datorită planului meu genial. Nu mai fac griji că se vor îndrăgosti. Nu te apropia de noi, Angelo.
Mă sperii, amice? Ai auzit ce-a spus? Țineți romantismele melodramatice pentru tine. Mai bine doi dușmani decât nimic. Au! Te tachinam, Angelo. Încă te iubim. Mă iubiți?